Mulțumesc că m-ați votat, cu toate că mulți dintre voi nici nu mă știau. E a treia oară pentru mine la Speakers Arena. Și am ales să vă vorbesc despre un instrument, el se numește Laughter Yoga. Îl traduc de obicei ca terapie prin râs, pentru că mulți dintre voi nu știu despre ce este vorba. Aici este Madan, medicul care a înființat această formă, acest instrument. Și vreau să încep prin a vă vorbi de convingerile limitative. Pentru că data trecută, când am ținut piciul de un minut, au fost pe aici câteva chicoteli prin sală, ok, cum să ne învețe fata asta să râdem așa fără a avea un motiv, fără a fi niște glume în spate. Ei, bun, probabil că ați citit deja, în spate sunt niște convingeri limitative pe care le avem cu toții. Cea de la care am plecat eu a fost nu râd frumos când m-am acreditat în această formă. Bun, avem ceva care e bine rădăcinat în cultura noastră. Râzi de ce-ți amintești? Păi râzi ca prostul. Clar, trebuie să ai un motiv, nu râzi așa. Râsul îngrașă, o să vă spun și de ce avem convingerea aceasta, pentru că oxigenăm mai bine corpul și evident simțim nevoia să mâncăm. Acum depinde și ce mâncăm. Yoga. Această alăturare cu laughter și yoga. Pentru mulți dintre noi, yoga nu este o ancoră tocmai pozitivă dacă ne gândim ce s-a întâmplat cu Misa câțiva ani în urmă. Bun. Și nu am simțul umorului, o să vedem. Copiii nici măcar n-au nevoie de o glumă și nici nu percep limbajul metaforic pentru a râde. Ei scapă ceva pe jos și au început să râdă. Bun. Haideți să vă spun puțin povestea mea, cum am ajuns. Eu mă descriam prin 2010 ca fiind o persoană foarte responsabilizată, nu prea râdeam, ce-i drept, nu-mi dădeam voie să râd, nu că nu aș fi putut, mai aveam și convingerea limitativă luată bine cu mulți ani în spate de la maică mea. Dom'le, nu râzi frumos, râzi mai ușor. Ok, deci nu râd frumos, nu mai râd deloc, de ce să... Că frica penibilului e cam mare uneori. Bun, am citit cartea Terapie prin râs, scrisă de Leni Ravitz, care este un terapeut din Israel. Terapie prin râs. Este o carte autobiografică. În această carte el povestește cu un har și haz în același timp despre provocările vieții prin care a trecut. Fascinant. I-am citit cartea, am văzut ce lucruri frumoase a făcut el pe parcursul vieții și în septembrie 2011 am înființat o asociație. Asociația Zâmbetul nu are vârstă, prin care desfășor diverse proiecte care au ca scop principal animarea bătrânilor din azile. Bine, și altele, dar pe asta m-am focusat. În 2011 i-am scris lui Leni și l-am întrebat. Măi, Leni, uite, am găsit un curs de terapie prin râs, el ține și foarte multe conferințe în lume despre terapie prin râs și am zis, uite, acest curs cu doctorul Madan, ce spui? E ok să mă duc? Și a zis, du-te că la un moment dat chiar și eu am ținut un curs cu acest Madan Kataria. Bun, mi-am luat biletul de avion. Nu înainte de a arăta tatălui meu despre ce e vorba. Când a văzut video, au zis, Doamne, ăștia-ți nebun, tată, unde te duci? Și am zis, ok, uite, lasă-mă să mă duc și mă întorc și vei vedea rezultatele după ce mă voi întoarce. A zis, bine, taică-miu crezând foarte mult în mine, a zis, hai, du-te. A crezut el în mine, dar a ajuns în Zurich, în stația de tren, am zis, Doamne, unde mă duc? Și zic, să râd de la 6:30 dimineața când începea cursul până la 8:30 când se încheia, mai ales că nici nu râd frumos și nici n-am simțit umorului. M-aș fi întors dacă aș fi putut, dar am zis, nu, că îmi plac provocările de altfel. Și am zis, hai să merg mai departe. Am mers acolo, mi-a plăcut, prima zi mi-a fost horror, mă uitam la oamenii și nu înțelegeam. Am zis, Doamne, trebuie să-mi dau voie, pentru că altfel n-am cum. Am venit aici, e o experiență din care pot învăța. Bun, a doua zi deja a fost minunat. În a patra zi, am sunat câțiva prieteni, printre care cineva ești pe aici prin sală, și le-am spus, domnule, haideți să înființăm acest club, în România nu există, și am sunat 3 sau 4 prieteni. Ne-am întâlnit imediat după ce m-am întors din Elveția și am făcut prima sesiune, o să vedeți și poze. Bun, din octombrie 2011, următoarea săptămână de când m-am întors din Elveția, am început să facilitez aceste întâlniri la Centrul Asterii, centrul pe care îl dețin. Sunt întâlniri gratuite, ne întâlnim acolo în fiecare lună, momentan. Ce-mi doresc în 2013 este să implementez acest concept în grădinițe, în corporații, pentru că se face deja în afară acest lucru, și în centre wellness.
În România am avut câteva proiecte alături de colegele mele și ele sunt psihologi, Ligia Moise și Florentina Oprea. Am ținut o sesiune pe secția de neurochirurgie a Bagdazarului, atât cu pacienți internați, cât și cu personalul de acolo. Am făcut un mini-proiect, îl intitulasem noi Magicienii Sufletului, cu părinții și copiii internați pe secția de oncopediatrie. Așa, l-am ținut în cadrul unui atelier de 8 ore laughter yoga timp de 2 ore și am făcut în decembrie 2012 un spectacol caritabil pentru niște copii de la o casă de copii. Haideți să vedem acum mai departe și câteva informații despre laughter yoga, să înțelegeți un pic cam parcursul ei. În 95, Madan, medic fiind de profesie, a scris un articol despre beneficiile râsului. Și a zis, domnule, pot să fac mai mult pentru pacienții mei. Pot să introduc această parte a râsului pentru a se bucura de beneficiile psihologice și biochimice și atunci hai să văd cum pot face. S-a dus în parc într-o dimineață și a întrebat pe oameni, domnule, vreți să facem acest club? Haideți să râdem. Au început de la glume, care știm și noi, gluma face apel la rațiune, da? Trebuie să treacă prin niște filtre și dacă e de ajuns de bună ne face să râdem, dacă nu, nu râdem. Bun. Oamenii au fost foarte sceptici, chiar și acolo, în India. A găsit până la urmă 4 oameni cu care să facă, el al 5-lea. A mers foarte puțin, pentru că glumele căpătau o tentă răutăcioasă, tentă sexuală și a zis, stop, dați-mi o zi în care să mă gândesc cum aș putea să schimb acest lucru. Să nu fie nevoie de glume, de comedii, pentru ca noi să râdem. Și atunci s-a întors și prin laughter, râs, exerciții de râs și yoga, tehnica de bază pranayama, acest medic a făcut acest laughter yoga, doar prin exerciții fizice și prin exerciții de respirație. Bun, în 2011 a apărut primul club în România, când m-am întors, și astăzi, în 2013, sunt peste 10.000 de cluburi în toată lumea, deci dacă plecați în vacanță pe undeva, e imposibil să nu găsiți un astfel de club, să vă duceți acolo să vă bucurați de beneficii, și în peste 70 de țări și pe toate continentele. Cam cum funcționează laughter yoga? V-am spus deja că este vorba de exerciții de râs și de respirație, da? Pentru că mulți dintre noi ați fi surprins să aflați că nu respirăm așa cum trebuie. Bun, este mai important să expirăm prelung decât să inspirăm mai adânc, pentru a elimina rezidurile din corp. Bun, în partea frontală a creierului, noi avem niște neuroni, care se numesc neuroni oglindă. Și acești neuroni oglindă au un rol foarte important în empatie. Adică, dacă eu o să casc, cu siguranță, pe mulți dintre voi, n-am văzut niciunul acum, dar nici eu n-am fost autentică, așa, se transmite. Așadar, la sesiunile de laughter yoga, noi păstrăm contactul vizual și ne bazăm pe acești neuroni oglindă pentru ca râsul să devină contagios. Ceea ce este foarte interesant și eu întotdeauna îl spun la sesiuni de mai multe ori, este acest truc. Creierul poate fi înșelat cu un râs care nu este autentic. Însă mintea nu. Mintea o să vină și o să ne saboteze. Aoleo, ce penibil, cum să râs fără niciun motiv, dar ce, evident, rezistențele ies și ele, pentru că e un exercițiu destul de profund din punctul meu de vedere. Bun, ce face creierul? Eliberează endorfine, ca la orice mișcare. Deci, creierul poate fi înșelat, însă mintea nu. Dar noi ne bucurăm de aceleași beneficii biochimice. În corp se secretă aceste endorfine care au rol în starea noastră de bine. Mai departe, de ce este un instrument aparte la laughter yoga? Nu ai nevoie de simțul umorului pentru a râde, cum am spus mai devreme. Știți de câte ori râd copiii pe zi? Exact, de 3-400 de ori. Adulții de 10-15 ori și oricum nu este un exercițiu susținut. Ca la aceste sesiuni noi facem, menținem râsul de la 10-15 minute până la, depinde, 2 ore prin exerciții combinate cu respirația, desigur. Bun, teoria motion creates emotion. Bun, știm cu toții că cei care stau așa sunt triști, sunt supărați. Deci, ce vedem noi la suprafață se întâmplă și în corpul nostru. Putem fi supărați, dar putem îndrepta spatele, putem merge, putem să ne plimbăm. Bun, și atunci iarăși ne bucurăm de acele endorfine care se secretă când facem mișcare, sport. Bun, diferența între a fi amuzant și a te amuza.
La sesiunile de laughter yoga, nu de foarte puține ori, am văzut oameni care în afară și pe care îi cunoșteam, erau așa, sufletul petrecerilor, îi animau pe ceilalți, îi făceau să râdă. Ei, ce credeți? La aceste sesiuni de laughter yoga n-au putut să-și dea voie. Pentru că nu-i nimic amuzant, de fapt. E vorba de a te bucura de ceea ce faci acolo, da? De aplauze, de exercițiile de râs. Bun. Și nu și-au dat voie să se joace. Mai departe, o diferență care mie îmi place tare mult să o punctez, dintre fericire și bucurie. Fericirea e condiționată de ceva. De câte ori, câți dintre noi nu și-au propus ceva, au fost absorbiți așa de, domnule, trebuie să fac acest lucru, când au ajuns acolo, ok, nu ne-am mai bucurat de el. Hai să vedem ce mai am de făcut mai departe. Bun, a fi bucuros are legătură cu a face față provocărilor vieții fără a da înapoi. Și e foarte ușor, pentru că avem aici niște elemente cheie. A cânta, a dansa, a juca sau a se juca și a râde. Avem acces la ele oricând ne dăm voie să avem acces la ele. Bun. Cred că ați auzit cu toții de programarea neurolingvistică, de NLP. Și atunci acest principiu face ca laughter yoga să fie aparte, pentru că da, ne putem antrena atât corpul cât și mintea pentru a râde. Adică dacă facem un angajament cu râsul și în fiecare zi ne propunem asta timp de, unii zic 21 de zile, unii zic 30 de zile, în fine, facem acest lucru cu seriozitate în fiecare zi, atunci putem crea alte rețele neuronale în creierul nostru și ne vine mult mai natural și mult mai ușor să râdem. Și aici am o metaforă. Un domn, la o conferință, le-a spus un banc și oamenii au râs foarte, foarte tare. Le-a spus același banc pentru a treia oară. Oamenii, pentru că îl investiseră pe acel om cu multă încredere, au mai râs, dar nu prea. Și a spus și a treia oară același banc. Oamenii n-au mai râs, s-au uitat la el, măi, ce ăsta e nebun, același banc a treia oară? Și le-a spus, oameni buni, de ce nu sunteți capabili să râdeți de același lucru de fiecare dată, dar dacă vi s-a întâmplat ceva rău în urmă cu nu știu câți ani, sunteți capabili să-l spuneți din nou și din nou și cu aceeași trăire și cu aceeași apăsare? Ei, cam despre asta e vorba și aici la a râde și a ne da voie să râdem. Bun, cum arată o sesiune? Că poate v-am făcut curioși. Începem prin exerciții de aplauze. Astea sunt și exerciții de încălzire. Apoi trecem la partea de gibriș, care mie îmi place foarte mult. De obicei nu o fac la început, pentru că oamenii nu își lasă inhibițiile deoparte și las la sfârșit când deja s-a creat o coeziune și o dinamică a grupului. Gibrișul este bolboroseala aceea a copiilor când vorbesc, dar non-verbalul. Adică adică non-verbalul nostru comunică foarte multe. Bun, exerciții profunde de respirație, pentru că ajungem să ne hiperventilăm organismul, astfel încât la un moment dat, acum eu am emoții, de asta fac așa, da, acolo o să vedeți că de la exerciții trebuie să ne mai și temperăm un pic, pulsul crește și facem exerciții de respirație. Nu-i nimic, nu știu, fantasmagoric. Sunt exerciții de respirație ca la orice formă de cardio, să spunem. Asta n-am găsit și poate mă ajutați voi într-un an și jumătate, childlike playfulness. Este voioșia aceea copilului. Copilul își dă voie, se bucură de orice lucru, lui îi place tot. Și asta o antrenăm, să zic așa, la sesiuni, printr-un exercițiu pe care îl las la sfârșit. Dar asta vreau să spună, voioșia aceea copilului, bucuria pentru orice lucru. Și exercițiile de râs, care sunt și exerciții fizice. Bun, poate nu știați, dar mâna are, sau știați, mâna are cei mai fini receptori și în momentul în care noi la laughter yoga aplaudăm, se face cu palmă către palmă pentru a stimula acele puncte de presopunctură de pe mână. Exact, Paul, da, exact, așa. Bun, mai departe, unde mi-am băgat eu săgeata aceea în cap, eu sunt acolo, eram vreo 20 și ceva de persoane la acest grup de formare din vreo 13 culturi diferite, într-un oraș dintre lacuri, așa, și aici o să vă arăt așa pe scurt câteva poze de la întâlnirile noastre. Ei au fost primii care au zis da, hai. Mai aici și mama, mai sunt și prietene, colegi. Aici poate unii dintre voi, cred că Irina, cunoscut-o pe Andra Bogoi, ea nu mai este printre noi. La această sesiune ea a adus toți ceilalți oameni. Aici copiii de la Casa de Copii,
Aici ultimul workshop pe care l-am organizat, e și Mădălina, pentru cei pe care o cunosc. Așa? Bun. Pentru că eu mizez foarte mult pe deschiderea voastră, astfel n-ați fi aici. O să vă rog să vă ridicați în picioare. Am auzit că așteptați deja, deci nu v-am surprins. Bun. Palmă către palmă. O să începem prin a pune 1, 2, 3 pe ritm următor. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Bun, foarte bine. Al doilea exercițiu. Aici da aplauze, contact vizual și bucuria aceea a copiilor. Haideți să punem pe acest ritm ho, ho, ha, ha, ha. O să vedeți că are legătură cu expirația. Ho, ho, ha, ha, ha. Pentru că antrenăm diafragma pentru a respira mai bine. Și ho, ho, ha, ha, ha. 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 Bun, așa. Și acum o să facem acea voie și a copiilor. Împreună cu mine. Foarte bine, foarte bine. Yay! Încă o dată. Foarte bine, foarte bine. Yay! Excelent, meritați aplauze. Și pentru că ador metafora și o folosesc foarte mult în munca mea, am pus aceste două, n-am putut. Am zis că, domnule, trebuie să fie un ambele în română sau să fie cel din engleză tradus. Nu, poate că știu de ce doar omul râde. Doar el suferă atât de mult încât a trebuit să inventeze râsul. Mi se pare minunat și profund. Iar în asta chiar cred. Pot să zic că din 2011 este motoul meu după care mă ghidez. Corpul se curăță prin joc, mintea prin râs, iar spiritul prin bucurie. Țineți minte, prin bucurie și nu prin fericire. Vă mulțumesc frumos!